Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Dead by Daylight și după cum puteți vedea, jucăm iar cu abonații. Suntem aici împreună cu David, cu Matei și cu Nisu. Pe ei cam vedeți în aproape fiecare episod de Dead by Daylight cu Survivorii. Și da, dacă vreți să apăreți într-un episod, nu uitați să intrați pe serverul meu de Discord și acolo anunț când mai fac un episod. Anyway, ca loadout, după cum știți, am început seria noastră de adepturi și folosim, o să facem adept pe Meg, adrenalină, quick and quiet și spring burst. Niște parkour super bune din punctul meu de vedere și să vedem ce putem face doar cu ele. Mai ales că le avem la level 3, adică, serios acum, putem să facem treabă. Nu uitați să apăsați butonul de like sau ce și noi acolo 40 de like-uri și revenim cu meciurile. Să sperăm că ne iese din prima totuși, dar să sperăm că nu ne enervăm, you know? Revenim cu meciurile. Am revenit aici și cu primul meci și să vedem dacă ne iese din prima adeptul. Încercăm să păstrăm stream burst-ul. Cineva deja s-a apucat să repare. Aoleu. Spirit și-am văzut-o și nu-mi place Spirit. Cel mai de cacao killer here. M-am camuflat destul de bine, no cap. O să fug de aici. Pentru că vreau să mă duc să repar. Cât o ține, cine o ține. Oh. Da, văd că tot. O să mergem în partea cealaltă, să sperăm că nu o să vină. Că vreau să ne iasă totuși din prima. Hello, Nisu! Suntem aici cu Nisu. Ne-am apucat toți de trei generatoare erau începute. Să vedem câte o să terminăm. Perfect. Hai înăuntru. Să reparăm generatorul dinăuntru că e ok. Ia să văd dacă îmi dă un toolbox. Să repar mai repede. I-a dat un hit lui Matei. Din câte văd. Mă, e bun și medkit-ul. Nu zic nu. Ni s-a mers să vadă în basement ce este. Ar mai trebui să fie un generator terminat. Dacă în caz de nu stă David să cu lanterna după domnul Matei. Dar cred că asta și face. Dar totuși e bine dacă reușești să-i da flashlight save. Noi reparăm aici. De fapt, la momentul ăsta eu repar, dar nu contează. Băi, dar nu mai iese. Băi, ești prost că m-am căcat pe mine. Nisu e în basement. Vai, și l-am lăsat pe... Mamă, dar e proastă. Nu iese și David după el. Nu mergeți amândoi. Deci dacă reușește să-i dea flashlight save, e the best. Dar nu știu dacă... David, deci nu. David trebuie să fie în fiecare episod. El ne ajută cu... Bravo! Acum nici naiba nu mai merge cu lanterna. Bă, asta se întâmplă. Cine i l-a făcut și de ce? Întrebare. Mamă, dar ce o să-i campeze pe ăștia. Aștept să se ducă.
Nu, eu corect, că cine... Dacă nu făcea cine a făcut, o să-i las pe ei să se salveze. Dacă nu făcea cine a făcut Haunted Ground-ul, era bine pentru că... Noi oricum n-aveam niciun Hex. Dăm repede și noi heal. A găsit-o pe Nisu. Nu e bine. Fuck! Uite cum ni se duce no în meciul nostru, aiurea. O bagă în basement. Frate, deci din cauza Haunted Ground. Dar era logic, are Haunted Ground. Hai! Și eu prost. Bă, dar asta nu se satură cu un... What the fuck, frate? Merge să-i dați heal. Am înțeles. Băi, și meciul ăla merge așa bine. Aia e. Se mai întâmplă. Haide. Oh, god damn it. Vă las să vă descurcați. Eu chiar vreau să scap. Sunt selfish, doar că cine a făcut... wow, pe cenatorul ăsta l-a terminat. Fuck, am folosit ul ăsta ca să... De cel puțin am o scuză că nu am... self-care, nu am cu ce să-mi dau heal, dar... Da. Sper că merge cineva să-l ia pe David. Că dacă nu ne-am dus. Da. Dacă nu era Haunted Ground-ul, era perfect, pentru că aia e proastă. Killerul e prost, sincer să fim acum. Killerul nu joacă bine. Dar de ce nimeni nu-și dă heal? E așa frustrant să vezi că nimeni nu are heal. Nu e healat complet. De fapt că noi... Anyway, ați înțeles voi. Ah, a prins-o pe Nisu. Sper că mai repară cineva. Că eu o să termin. Sper generatorul ăsta. Oricum, Nisu nu este moartă. Să vedem. Să meargă cineva, da, care e full. Au, fuck. Da, frumos. Frumos, ce pot să spun. Merge să reparați, frate, că dacă veniți toți după mine o să facem un căcat miciul ăsta. Da, frumos. Că eu o să mor. Sută în mie. Că o și văd acolo în spate, frate. Dăm heal. Deci dacă nu făcea cine făcea...
Ne-am dus. Fratele meu. Bă, frate, mă enervez că nu mai am nici paletă, nimeni nu mă ajută. Da, un căcat. Da, foarte frumos. Da, frumos match. Well, mi-am luat trigger, sincer să fiu. Da, revenim cu al doilea match, poate în cel de-al doilea o să... O să reușim să facem adeptul. Well, 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 Zen, suntem, să sperăm. Deja mi se face scârbă când văd că killerul are tire mare. Și că a avut battle pass de sezonul trecut. Fugi! Bă, ești prost, noroc de Spring Burst. Prostul putea să mă ia la faza aia. Ieși. Beși. Mamă, frate, cum a fost asta. Dar deja nu mai... N-o să scap eu meciul ăsta. Vrea să repar? Păi, ești prost? Well, dacă totuși... i-am anunțat și pe ei. Da, i-am anunțat și pe ei. Doamne! Mă pun să repar. Așa, reparați, reparați, frumos. Bă, ești prost? Eu vreau să scap din meciul ăsta și sunt șanse mari să scap. M-a lăsat, eu îmi fac adeptul, you know, după ce că mi-am luat triggered. În primul meci, nu, deci. Da, dar tot meciul a fost schimbat de, într-adevăr, de... Cum se cheamă? The Haunted Ground. Nu știu dacă vrea să farmăm. For real. Că e așa suspicios omul ăsta. Foarte. Voia să vină să repare aici. Nu cred că mai repara altcineva. Dar încercăm noi să reparăm. Săracul cred că are să-și facă un challenge, mă, și noi nu. Să sperăm că și-l face. Să ieșim toți pe plus. Hai în partea asta. Îmi permit că am quick and quiet. Well, să mai repare și altcineva. Ah, cred că vrea să facă farm. Vrea să-mi dea tier 3. Cred că are challenge. Da, mai dai de multe ori? Repară! Că mă enervează killerul ăsta. Vreau să terminăm pentru că nu mă enervează ăștia care fac farm. Pentru că am impresia că o să-mi... O să mă omoare la sfârșitul meciului. Și nu-mi place. Că n-am de unde să știu ce au ei în cap. Hai să reparăm.
Măi, eu o să plec de aici, că mă enervează. Vreau să repar în liniște. Frate. What? L-a luat pe David? Nu e bine. Păi nu mai face farm? Ce ai făcut, mă, nene, mă? Mă, eu vă las pe voi să faceți farm. Eu vreau să repar. Și să ies din meciul ăsta mai repede, ești prost. Că nu-mi place. Mă, două creatori. Eu zic că e bine. Lasă că văd că își face cu... Nu veni la mine, că vreau să-mi termin generatorul. Să repare aia generatorul ăsta. Doamne, să-mi fac adeptul. Are ce are cu David. Eu mă bag aici și mă pun la reparat. Așa, și cu Niso. Sper să-l salvez eu la alt. Speranța moare ultima, you know? Dar totuși o să mergem să-l salvăm. A, ăsta vrea să ne băgăm în dulap? Așa zicem și eu. Mai vii de acasă, dar dacă are noi, ne-am dus. Nu mai vii de acasă. Eu mă pun să deschid ușa. Poarta. Nu are Noed. E bine, acum vrea să ne omoare? Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Dar oricum ar fi, scăpăm meciul ăsta. Deci nu fac nicio problemă. Dar nu prea-mi dau seama ce face. Bossule, eu vreau chiar să trăiesc în meciul ăsta. Deci eu o să-ți deschid poarta pentru că nu mă interesează punctele tale. Eu... Piece of shit. Well, nu o să mai stau mult în meciul ăsta pentru că deja îmi fac nervi. Haideți să ne dăm heal. What? S-a teleportat David. Lasă-mă să-ți dau heal. Lasă-mă să-ți dau heal. Doamne, ce enervant ești. Vii să-ți dau heal? Bine, pa. Vii să-ți dau heal sau nu? Vii sau nu? Vii sau nu? Vii sau nu? Vii sau nu? No, bine. N-ai vrut, da? Nu vrei heal. Nu vrei heal. Hai. Acasă. Na, că ești prost. Whoop! Whoop! E cineva deja. Mamă, săracul. Dacă chiar e așa de greu să dai. Hai ca să-l lăsăm să ne facem madness. Că săracul ne-a lăsat să scăpăm. Dar ce-ar fi să aibă acum Blood Warden și să ne moare pe toți? Nu mai stau mult aici. Ah, goddammit. Doamne, ce nervant e.
Parcă vezi că murim toți aici. Afară, boșilor, haideți toți, 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 toți. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like în primul meci. Într-adevăr, mi-am luat foarte, un foarte mare trigger. Da, aia e, dar oricum știți că eu mă enervez repede. Anyway, sper că v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să apăsați butonul de like. Am avut noroc că am dat de killerul ăsta care probabil a avut să își facă un challenge. A avea și doar un perk. Da, poate și-a dat seama că nu are nicio șansă și ce a zis. Na, sper că v-a plăcut acest meci, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem în episodul următor. De fapt, sper că v-a plăcut episodul, nu doar meciul. Da, v-am lăsat, pa, pa!